Doi strigoi. A început octombrie și în fiecare octombrie noi devenim cei doi strigoi. El este Frankenweed, iar eu sunt Jangoiul. Ce faci, Frankenweed? Bine, Jangoiule. Ce jucăm astăzi, Frankenweed, de 1 octombrie 2? October! Something in the well. Jocul se numește Something in the Well. Ce-o fi în acel well, Weed? Wiedenstein. O mumă. Sper să nu fie o mumă, sper să nu fie o femeie de aia cu părul mare peste ochi. Nu-ți dai seama exact ce este, dar cel mai probabil este moartă. Hai să dăm new game. Ah, de data asta o să joace Weed, pentru că, după cum știți, am... Opa! Stai așa puțin. Ok, am început direct în brânză, nu? Unde suntem? Unde ne aflăm, Weed? În Montana, în 1983, în casa noastră. 1983, ok. În spatele casei avem o pădure. Deci este o cabană în pădure. Cred că este casa de vacanță, că nu văd pe cineva să locuiască aici. Nu pare... Opa! Ok, gata, acum să vedem mult mai bine. Am mutat ecranul puțin mai în stânga ca să nu blocheze camerele. Că nu știam că e genul de joc pătrat. Nu, da, nici nu știam. Nu mi-ai spus că jucăm un joc 4x3. Hai, deci ai night vision, da? Avem night vision, ce e bine, dar nu înțeleg mai devreme de ce am primit purici aia și ne-am mișcat dintr-o cameră în altă cameră. Păi, nu știu, trebuie să afli, sincer. Trebuie să sincer. Acum află, imediat. Genul ăsta de cameră, da, este cool că poți să vezi, dar îmi dă o neliniște. Clar trebuie să vedem ceva în întuneric cu ea. Cam asta ne zice jocul, nu? Normal. Și ceva este în well și well-ul este în pivnița. M-am speriat un pic. Doamne, nu știu că e pisică, câinele sau ce? E câine, da, e câine. Că pisica da. Face miau, câinele ham, da, ok. Cum îi deschid? Poți să-i deschid? Da, cred că a simțit ceva totuși după ușă. De-aia latră, nu? Oh. Da. Tu ai făcut asta? Nu, m-a luat automat. Deci mereu te resetează în camera ta, da? Ține minte acest lucru. Mereu ești în același loc resetat. Ok. Ceva pe masă. Închide camera asta, că cred că te... Oh, nu, aprinde. Trebuie. Deci de data asta e beznă în cap. Cineva ne-a tăiat curentul. Câinele e ok? Hai să mergem în el să vedem. Știi că câinii sunt... E cea mai bună alarmă de chestii paranormale. Ca nu mai e câinele. A fugit în pădure câinele. Să ies afară, da sau nu? Am ieșit. Păi cam trebuie. Știi cam care este golul tău? Da, trebuie să ajungem... În pivniță. În fântână, la, ok. Fântână. Well. Deci trebuie să căutăm exact. O fântână. Pasul 1. Găsim fântâna. Pasul 2. Moare Weed primul. Pasul 3. Jang scapă și ajunge la poliție. Pasul 4. Dimineața totul e bine. Și am scăpat. Tu, Weed, o să fii amintit. Nu știu dacă se intră în pivniță pe afară. Știi cum au casele americane? Pivnița aia de intrat pe afară. Da, dar nu. Well este o puț, un puț. Trebuie să cauți ca în filmul The Ring. Este o chestie rotundă în pământ din piatră și înăuntru cred că e jocul. Dacă asta înseamnă well, puț. Da, n-ai fost la țară să bei apă de aia proaspătă din puț? Și dacă am văzut niște preview-uri cu niște poze și am văzut că well-ul ăla este în pivnița casei. Doamne ferește. Pe cum ajunge în pivnița? De ce ești bani? Pare că... Nu știu, pare că de acolo ies chestii. Și în descrierea jocului zicea că începe slow. Da. Niște chestii dar foarte noticeable. Eu cunosc jocuri. Și dacă eu cunosc jocuri, du-te unde zic eu să te duci. Pe aici, hai, clar ți-a deschis ușa să continui înainte. Dacă tu ții drumul ăsta drept înainte, o să ajungi pe aici? Da. O să ajungi la un world. Dacă tu ești la drumul de jos, e puțin călcat, bătătorit. Bă, ai dreptate. Păi, eu ți-am zis, tu stai să te scărpim cu mâna pe cealaltă parte a capului, dar de fapt well-ul e fix în fața ta. Uite, un gard distrus. Cineva a trecut pe aici cu o mașină. Nu, câinele nostru. Nu, da mă, câinele am ajuns la well. Mutant. Vezi mă, ți-am spus, e exact ce ți-am zis eu. E literally ce ți-am zis eu. Ți-am zis cuvânt cu cuvânt. Poți să mă uit în el? Poți să sar? Nu poți să sar. Nu. Tu ești sigur că știi jocul, Wade? Mamă, ce beznă. Nu mai faci asta niciodată. Am vrut doar să verific, să văd dacă cumva luna luminează ceva sau nu, știi? Dacă ai luna. Hai, pe ia inelul ăla, vezi ce? Păi, dar nu pot. Cum să nu pot? Molly's Collar.
Așa, bagă-te acolo. Am dat E pe el. Ai ratat tot. Am intrat. Toată animația de cum ai... Ia uite în sus. Ok, deci pe aici ai intrat teoretic. Trebuie să ne imaginăm noi cititorul. Da. Ok. Acum dă... Zi acum stânga sau dreapta? Adică A sau B? A. Asta e A? Asta e B. Dar du-te okay, pe A. Așa, go. Ok. Hai să vedem, deci trebuie să fie un câine pe aici undeva, nu? Care zgarda. Vrei să vezi cât de întuneric e? Da. Deci dacă închizi camera e maxim de întuneric. Ia-o la stânga, A. Răspuns final, stânga. A la stânga, da. N-a vrut. Ba da, mă, cum să nu? Nu-i bine? Suntem... Deci, cred că ne taie că nu are animații de tranziții. Și în stânga trebuie să ieși din peșteră, văd. Și dacă mergi înapoi, iar o să-ți facă o tranziție de aia cu... Vrei să merg înapoi? Da. Intră. Nu poți? Să dai click? I'm not going back in there. Ok, ok. Deci ți-ai ales drumul cum ar veni. Noi acum o să avem the bad ending. Hai, okay, continuă deci... drumul. O să merg în față, că pe aici nu văd nimic altceva. Știi la ce te aștepți? Se vede casa, care nu e casă, e, e o biserică. E o biserică, da. I'm a weed. Când în filme horror vine o biserică, clar nu e genul ăla de biserică. Nu e o biserică bună, e o biserică pe invers. Uite, ia închide puțin camera, avem lumină. Câtuș. Deci avem un pic de lumină, dar mă sperie mai mult asta decât asta, știi? Da, da, într-un fel. Tu știi la ce te aștepți ca... Opa, mi s-a părut că am văzut o formă în spate. Uite în spate. Nu, cred că era de la beznă. Ah, da, să fac știu formă ce zici. De la păcălește, știi? Imaginația ta îți creează forme și fețe. Uite, e o biserică, dar e un cult, de fapt, dacă te uiți la simbolul din față. Ok. Clar. Clar, biserica asta este responsabilă cu ce se întâmplă aici. Tu știi care e monstru principal? Care este... Nu știu. Abar n-am. Deci poate să apară orice din pământ. Știu. Și cred că chestia asta mă sperie mai rău. Dacă era ceva cu Yeti sau extraterestri, era mai ok pentru mine. Când e vorba de aici? Ne închidem sus? Nu. Ba da, e bine. Ok, aici s-a făcut un sacrificiu și cred că ăla a fost câinele tău. Uite craniu în față. Da, e craniu. Dar nu e de câine, nu? Mergi să vedem. Ba da, e de câine, da. Mi-e frică să intru aici pentru că clar o să fiu închis aici. Cine te-a învățat, Weed? Da, mă, e de câine, l-am văzut de la distanță. E de câine. Aici a stat el încătușat, dude. Urăsc oamenii care pun lanț la câine și lasă într-un lanț de 2 metri în fața casei, știi? Nu-mi place să ții așa câinele. Nu-ți mai la câine dacă vrei să-l ții în lanț. Deci... Unu, o să latre, face gălăgie în tot cartierul. Și doi, el te urăște pe tine. Așa, deci aici nu-i nimic, e beznă. E zero. Sunt prost, băi, o să tai. Ok, deci clar nu trebuie să iei pe aici. Jos este un indiciu că s-a făcut un sacrificiu. Dude, e ceva, e creatură, fugi, am văzut! M-am insultat. Era o formă mare, înaltă, ai văzut? Da, și zi-mi și mie unde merg. Nu știu, dar deja cred că te urmărește. E ca un fel de Slenderman pe steroizi ăsta. Te aștepta și i-am auzit întâi respirația. Ai auzit și tu? Am auzit-o, da. Vine, a venit iar. Mamă, l-am văzut, gata. Tata mare. Suntem dead. Mamă, zici că e Jack Skellyman ăla din Nobodies Were Found. Police discovered camcorder footage, but damage to the tape rendered it useless. The footage was never released to the public. Nimeni n-a știut ce s-a întâmplat. Pur și simplu, am dispărut. Ne-am mâncat cu os cu tot. Deci stai. Inspired by the infamous Hathaway tapes. Deci există? E după un caz real ăsta, Weed. E caz real, da. Deci mai facem încă o încercare și nu mergi unde am mers până acum? Mai facem încă o încercare să vedem dacă e... diferit. Păi, clar o să fie diferit dacă faci alegeri diferite, nu? Ia, mergi la câine, săracu. Cred că câinele nu are încotro decât să moară. Uite la aici, în stânga, câinele. Ok, suntem din nou în casă. L-am auzit pe câine lătrând deja. Deci aici latră câinele. Momentan se întâmplă totul fix la fel, da? Uite, cineva bate în ușă, vezi? Clar e creatura aia.
Sau sunt călugării care o să-ți ia câinele și o să sacrifice și după aia sumenează creatura. E posibil? E posibil și așa. Ok, ăsta e ultimul reset. Totu-i beznă. Și că facem speedrun. Da, da. Hey, welcome to the speedrun. Întrebarea este, ne aruncăm din nou în fântână sau mergem pe alt... Sau mergem în fântână, dar pe alt drum. Păi nu, trebuie în fântână. Trebuie, nu? Și acum alegem mereu dreapta, că noi am luat de două ori la stânga. Da, deci răspuns final B. Care, oh, doamne, care e A și care e B? Aici. Da, trebuie să a fost pe aici. Nu, acum da? Pe aici. Da. Promite. Ok, eu să mă uit când editez. Și o să știu. Hai să vedem, că toate arată exact la fel, sunt copy-paste. Se poate să fie fix același drum. Și acum dreapta. Și acum dreapta. Eu zic sigur că pe aici o dată și data trecută. Oh, 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 nu, nu. Ok. N-am luat tot. Drept? Hai drept. Nu, dar ce-i creatura aia? Deci că era din, din A Nightmare Before Christmas, știi? Ah, da, ăla cu pumpkin head-ul ăla, nu? Da, da. Jack the Pumpkin Kid King. Jack Skellyman. Se poate din dreapta? Da. Ah. Și acum iar dreapta. Și acum iar dreapta. Păi acum suntem afară. Deci e aceeași chestie. Da, orice, pe unde, pe oriunde ai luat-o pe aici, te scoate afară, la church, la biserică aici. Bine, și mereu facem aceeași chestie? Nu, știi ce? De data asta încerc o chestie. Du-te jos. Ah, cuții! Ah, nu, e statuia doar. 5 dog statues collected. Hai, mergi jos. Și fii atent. Cum vine Skellyman-ul, cum vine creatura, da. Fugi înapoi jos în cușcă. S-ar putea să nu vină în cușcă. Unde s-a făcut sacrificiu, știi? Sau Biblia, poți să o iei? Sau ce-o fie aia? Cartea sacră? Nu merge, nu mă las. Ok, ok, ok. Așa. Ok. Și acum dacă doar te întorci în sus, o să vină creatura? Hai să mă întorc, da? Da, și fugi înapoi. Imediat cum o vezi, da? Fugi, 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 că o văd! O văd, nu mă mai lasă, nu mă mai lasă, uite. Ești mâncat, ești mâncat. Nu mai, deci aici e perete invizibil. Vezi, nu mă lasă să intru. De ce? Da, acum ești pe pe tine. Trebuie să fugi înapoi în biserică, nu? Încerc. Da, îl aud, gata, ești pișat. Pa! Nu pot să-l avoid. Vrei să ne uităm rapid la un walkthrough? Da, hai. Bunicule, spune-mi te rog, albinele a învățat de la om? Sau omul a învățat de la albine treaba asta cu economia? Asta ai să vezi tu când ai să fii mare. Aha! M-am uitat pe walkthrough și n-am înțeles mare chestie, dar am văzut, de fapt tu ai găsit, că mai era o statuie de câine la fântână. Hai să încercăm să luăm exact. Și statuia aia. Tu poți să vezi acum câte statuie ai? Nu cred, nu? Nu, dacă apăs tab nu-mi dau niciun inventory sau ceva, I nu. Ok, ok, mergem să luăm statuia aia oricum. Deci prima noapte este chill, câinele doarme, bine mersi, nu-i sacrificat. Aici nu se întâmplă nimic, trebuie să dai drumul la telecomandă, am văzut. Uite, o statuie. Nice! Deci avem două teoretic, da? Avem una, că zicea una din cinci. A, ok, deci știm unde sunt celelalte. Una în biserică și una e la fântână, da? Exact. Deci una este în baie. Ok. O statuie în baie. În baie am luat-o. Ok, ok. Deci e bine să explorăm cam tot, da. Aici vine cineva să bată în ușă. Cred că e chiar creatura aia împuțită. Vreau să văd dacă mai găsesc vreo statuie pe aici, pe undeva. Da, da, do it. O să tot auzi că se mișcă chestii prin pod, pe afară. Pișcri, bișcri. Acum cred că l-a furat pe câine. Da, a furat câinele. N-am mai bătut în ușă, nu știu. Să dăm un tur de casă să vedem dacă mai sunt câini pe la casă, statui? Hai să vedem. Ia vezi. Că totuși e un știi open world. Ah. Pe undeva pe aici... Da. Trebuie să fie o mașină. Da, am trecut pe lângă mașină de multe ori. A, da, uite. Uite, câine. Uite-o. Fiu! Două din cinci, două perfect. Din cinci. Deci sigur o să avem patru. Uite. Știi ce? Că nu poți să pleci fără câine, da? Fără Molly, da. Molly dog. Ai băgat niște molly acum? Așa, deci avem două statui de câine. Uite-mă, o gheară de aia, vezi?
Știi de ce mi-aduce aminte monstrul ăsta? De Wendigo din Until Dawn. Dacă ții minte cum arăta Wendigos. Ce mișto a fost jocul ăla. Ăla a fost un Halloween reușit care a persistat până după Crăciun. Am jucat jocul ăla. True. A avut succes. Un joc bun, uite, am dat o dată la casă. Am găsit un câine. Acum mergem pe path, da? Avem două statui, de fapt. Cine știe câți câini găsim și în pădure? Păi, da. Nu putem poate pe aici, undeva, pe la puncte centrale, unde ai de face cu chestii pe care le observi, știi? Niște goals. Dar hai să luăm câinii pe care îi știm acum. Deci aici trebuie să mai fie un câine, că ai văzut, ok. Da. Deci avem 3 câini. 3 din 5. Ăla de jos, 4 din fântână, adică. Deși 4. Cred, știi ce îmi spune mie ceva? Că ești și în fântână jos un câine prin toate coridoarele alea. Hai să nu uităm. Da, e cam un labirint și nu știi pe unde o să iei. Știu. Ai idee pe unde o să iau? Uite, mă dă îndreptat încolo, vezi? Mergi încolo unde te-a dat și ține numai la dreapta. Mergi încolo. Ok, deci mergem. Și mereu ținem dreapta. Hai să vedem. Ține dreapta. Dreapta. Nu știu dacă ține în față sau dreapta. Ia ține în față puțin. Am mai ținut o dată trecută în față. Bine, dreapta. Dreapta sau dreapta. Ne uităm și în stânga ce e, dar doar ne uităm. Dar mergem în dreapta, hai. Și dacă nu e nimic aici, o luăm la stânga. Mă, nu cred că orice. E drumul înfundat. Ne întoarcem, da. Dar știi ce? E ok. Da. Nu știu dacă e bine. Ne-am scos, dar uite-mă. Uite, câine, perfect! 4 din 5, acum. Și acum, sigur o să avem 5 din 5, mergi. In the church. Că până acum nu apărea câinele aici la ieșire, nu? E prima oară sau... apărea sau nu-l vedeam eu. Cred că trebuie să mă uit la ID dacă apărea și eram noi orbi. Că nu știam după ce să ne uităm, știi? Ok, și ăsta era aici, parcă, nu? Da, în aici. Perfect! Hai să vedem. Ok. 5 din 5. Am terminat quest-ul. Dacă nu merge, data viitoare la 2-0, mi-a făcut plăcere să te cunosc. Nu am reușit să batem jocul. De fapt, zic că ăla din walkthrough avea o super viteză, nu știu cum băga viteza aia. Uite așa. Asta e toată viteza pe care poți să ai? Da. Ok, să ții minte să o activezi. Hai, sus, repede. Aici? Mergi ca să activezi creatura și știi ce trebuie să faci. Și fără night vision, hai, fără night vision. Ba da, dar nu văd nimic. Ok, cu. Uite, așa. I'm facing. Așa, du-te, face. Și ține de mai. Nu, că m-am blocat, nu mai pot să mișc decât stâng. Hamă, vină. Dreapta. Doamne, ce oribile. Așa, fugi! Ce faci? De ce nu fugi? De ce? Nu vezi că fug. Tu nu fugi. Tu ce viteză avea ăla? Ești pișat dacă nu fugi. Te rog. Ia-l. Oh, extraterestri. Ce să vezi? Extraterestri, frate. Îmi bate inima că nu fugeai odată. De ce nu fugeai? Cum adică nu fugeam? Țineam shift apăsat. That's maximum. Shift, dar trebuie să... și W. Wow! Extraterestrii sunt câini, de fapt! Și se uită la mine. Par good boys, sunt good boys. Chiar nu ne-ar face rău ăștia, nu? Asta e Molly, seamănă cu Molly. Aha, e Molly. Puțin au fața pocită toți. Ca un fel de... Ei sunt precursorii oamenilor. Din ei am evoluat noi, din câini. Uite. Exact. Asta a fi Molly. Yeah! Ce mișto! Dar niciunul... Toți au jucat mii de ani cu ele, s-au plictisit de mingi, știi? Uite-mă pe Molly, mă! Ea e Molly, da. Molly, mă. Vezi ce vrea. Vorbește cu ea. Deci, Barbark, talk to me again when you're ready to go. Let's go. Unde? Let's go where? Pe altă planetă, nu e clar? Wow. And then you all flew to the dog planet and you lived happily ever after. The end? Nu știm. Bravo, Weed. Prima noapte a fost un succes. 2 strigoi, o să continue toată luna. Aveți grijă la câini, tratați bine, tratați cum trebuie, ca să nu ajungeți și voi în situația asta. Noi facem ceea ce voi nu trebuie să faceți. Cu plăcere. Cu plăcere, Weed. Pa. Cu plăcere, gang. Pa. Ce porcărie de joc.